Într-adevăr, numai 3 săptămâni în urmă, mă îmbrățișa Părintele Nicolae într-un fel anume. Cele câteva fraze pe care le-a rostit la sfârșitul prelegerii pe care am susținut-o la Silvestru, m-a ținut de mână într-un mod încleștat. Am pregătit anume pentru dumneavoastră și vom închide seara cu acel scurt fragment filmat. Spuneam că m-am îmbrățișat într-un fel anume și n-a plecat pe unde venise, adică n-a ieșit pe ușa centrală a bisericii, ci a preferat să iasă prin altar. După ce la începutul conferinței m-a anunțat că n-are să poate rămâne până la sfârșit. A făcut Dumnezeu și a rămas și, repet, a plecat prin altar. L-am privit și eu atunci, într-un fel, și mă privisesc acum, că un gând mi-a trecut repede, ca o aripă rece. Când îl voi revedea? Și iată, astăzi vorbim cumva la mine. Viață. Ce este viață? E o întrebare pe care și-au pus-o toți cei dinaintea noastră. E o întrebare la care au căutat să răspundă cei luminați de Dumnezeu sau cei luminați în ale științei. La răspunsul acesta, ce este viața, nu există încă un răspuns cu adevărat așezat. Pentru că întrebarea corectă este cine este viața. Și atunci răspunsul vine firesc. Pentru că Hristos însuși ne-a spus: eu sunt cale, adevărul și viața. Îmi propun și vă propun în seara aceasta să vorbim despre câteva lucruri practice. Despre ceea ce în ortodoxie numim ortopraxie, adică cum este firesc să ne raportăm la acele repere pe care Dumnezeu ne-a lăsat în detalii, pentru ca trecerea noastră pe aici, din valea aceasta a suspinelor, cum este numită viața, să ne fie mai dificioasă. Am scris și am spus în multe rânduri ceea ce dumneavoastră când și vă știți, că ortodoxia nu este o religie, nu este un cult. Ea este așa cum
Mântuitorul ne-a lăsat un mod de a înțelege, de a cunoaște și de a trăi. De aceea am spus că îmi propun ca în această întâlnire a noastră, în cele câteva zeci de minute pe care le vom petrece, să grăim despre câteva lucruri pragmatice privind trecerea noastră pe aici. Aș vrea să zăbovesc un pic asupra fiecărui termen al temei din seara aceasta. Har, harisme și false truisme. Să vedem pentru început ce este har. Am ales formula aceasta de a merge pe niște slide-uri pentru ca să vizualizați și dumneavoastră ceea ce rostesc. Harul este energia necreată a lui Dumnezeu prin care acesta, Dumnezeu, cele trei persoane divine, se împărtășește omului atât prin Sfânta Euharistie, cât și prin toate celelalte binecuvântate lucrări ale omului întru Dumnezeu. Sesizați cu ușurință că am pus cuvântul acela cu majuscule, întru. Îl cunoașteți pentru că, în mod deosebit, în planul duhovnicesc, îl auzim rostit, întru. Ne-am gândit poate în multe rânduri că știm ce reprezintă. Mulți îl folosim cu sensul lui în. Acest cuvânt, propriu și existent doar în patrimoniul Sfintei noastre limbi, este alcătuit și are un conținut dublu. Înseamnă în și pentru, deodată. Așadar, recitim ultima parte a frazei. Deci, Dumnezeu se împărtășește omului atât prin Sfânta Euharistie, cât și prin toate celelalte binecuvântate lucrări ale omului, în și pentru Dumnezeu. Sigur, ar fi fost imprudent să-mi propun să dezvolt mai mult din ceea ce se poate grăi despre har, ceea ce atâția teologi au făcut-o în mii de pagini. Pentru ca să avem totuși un reper, era firesc însă să avem și noi în față o frază. Harismele sunt acele daruri mari primite de la Dumnezeu de către proroci, profeți, de către tămăduitori, înainte văzători, dar și celelalte daruri sau talanți mai mari sau mai mici pe care le primesc oamenii de la Dumnezeu, adesea vai, fără să bage de seamă, sau și fără să bage în seamă lucrul acesta. Câți sunt aceia care se gândesc sau în iureșul vieții acestea mai poposesc să-L slăvească pe Dumnezeu pentru unul dintre multiplele daruri cu care L-a copleșit pe om. Acela, de exemplu, pentru că are ușii de acești atractivi funcționali și se poate îmbrăca singur, se poate pieptena, dar mai ales se poate hrâni. Numai cei care au pierdut ceva din darul acesta înțeleg și ca aceia care, purtând pe deget un inel cu două briliante,
în mine se îmbătesc. Numai atunci când nimeni nu mai există, realizează că au avut pe deget mine două ochi. Pe noi ne-am vorbit însă Dumnezeu cu mii de biliante. Îngăduiți-mi să deschid o paranteză. A existat în literatura română, există în literatura română, am să vă rog să vă uitați pentru faptul că am să vă vedem de la sănătăța asta cu licoare pe lămâie. Am o problemă cu oriceală, să vedem ce am asta. A existat așadar în literatura română un curent literar numit dadaist. Și dintre toți dadaiști, a existat un Mihai Eustache care a scris un soi de poezie dadaistă atipică, în sensul că era foarte concentrată, atât de concentrată ajunsese la un moment dat, încât titlul poeziilor lui erau poeziile însăși. Eu am deschis această paranteză cu gândul la una dintre ele, pe care o evoc uneori când mi-aduc aminte, pentru că are în conținutul ei o trimitere pildologică profund duhovnicească. Poemul lui se numește și are același conținut. Un om din Pecuci avea un motor și nu i-a folosit la nimic. Acesta este titlul, acesta este și poemul. De ce spun că are niște trimiteri profund duhovnicești? Pentru că se zice că un om ar avea un motoraș mic. Și nefăcând cu motorașul acela nimic, adică nici măcar un ventilator care vara să-și facă răcoare singur, un instrument cu care să amestece cafeaua sau ceaiul, ar fi o zădărnicie, așa? Dar nouă Dumnezeu nu ne-a dat un motoraș mic, ci sute de motoare și unele dintre ele extraordinar de mari și de puternice. Faptul că nu le folosim spune de multe ori că întâi de toate nu le cunoaștem. Și cred că asta este una dintre marile probleme ale omului. Necunoașterea de sine. Și cum să se cunoască omul în condițiile în care? Spuneți-mi dumneavoastră care sunteți aici. Cei care ați trăit experiența aceasta fericită. Care dintre dumneavoastră ați trăit-o? Cine v-a prins de mână odată cândva să vă propună: hai copile sau copile, copile, să coborâm în tine și să vezi cine ești. Să te descoperi așa cum ești. Și să descoperim împreună darurile pe care le-a pus Dumnezeu în tine. Este retorică întrebarea aceasta, știi bine. N-a făcut-o nimeni. Nici familia, nici școala și nici biserica. Nimeni nu-l ajute pe om în demersul acesta fundamental, despre care Sfinții cei mari, printre care poate, cel mai accentuat a rostit Sfântul Teognost. Un sfânt mai puțin citat, mai puțin pomenit. Nu pentru că ar fi mai puțin important. Sfântul Teognost zice: nu-L va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pre sine. Dar găsim asta și la Sfântul Ioan Gură de Aur și la Sfântul Ioan Damaschin. Nu-L va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pre sine. Privind cu sinceritate înspre noi, în noi, vom vedea că aceasta se scrie pe lista patimilor.
că nu știm prea bine cine suntem. Și n-am știut. Și aceasta este și una dintre problemele cu care se confruntă tinerii, adolescenții de astăzi, ca și adolescenții de ei. Și vai, teamă este că și cei de mâine. Când ajung la 17-18 ani, mă întrebare ca o ghilotină. De undeva, din familie, în clasă, pe stradă, în pat, undeva, cineva îl întreabă de copil, pe adolescent. Tu ce vrei să faci? Și nimeni nu i-a spus până atunci cine este el și cu ce darul este împodobit, astfel încât să știe spre ce să opteze. Și pentru ca în fața celor care le întreabă să nu pară fof, răspunde. Doctor, inginer, artist, preot, șofer. Și din ziua aceea mai departe, cel care știe cum să-l facă pe om să se piardă și să se risipească pe meandrii ce necotece ale vieții acesteia, îl va împinge tocmai pe drumul acela, după perspectivă a orgoliilor. Ai spus că te faci tu? Și abia terminând studiile și ajungând în mediul în care trebuie să-și practice profesia, va constata că nu prea are nimic în comun nici cu mediul și mai cu seamă cu cei care sunt acolo. Adică va constata un lucru dramatic pe care va trebui să-l poarte cu el în fiecare zi. Lipsa comuniunii, fiindcă nu este într-o comunitate, adică nu este în duh cu cei de acolo. Dar pentru că societatea aceasta arhitecturizată atât de minuțios și stăpânită cu multă atenție de vrăjmași, în majoritatea ei, îl determină pe om să țină seama de o serie întreagă de lucruri, răspunzând acelor semnale pe care societatea îi le dă, adică trebuie să plătești factura, trebuie să plătești chiria, trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci. Nodul în gât acolo, zi de zi, pentru ca să poată să rezolve pe toate acestea. Frizăm în felul acesta o nesocotire a lui Dumnezeu. Cel care le spune, nu vă îngrijiți de ceea ce veți putea și veți bea. Dar familiile și în familie tocmai asta se aude. Asta am auzit și noi copii, adolescenți fiind, asta a avut și adolescenții și copiii de la noi. Dar tu nu te gândești ce ai să mănânci, cu ce ai să-ți plătești facturile, cu ce ai să te îmbraci? În vreme ce prioritate, Dumnezeu zice, căutați împărăția cerurilor. Și toate acestea vi se vor adăuga. Este acesta unul din cele 378 de certificate de garanție pe care le-a pus Dumnezeu la dispoziție în mod explicit. Nu e acesta un certificat de garanție. Spunând, nu vă îngrijiți de acestea. Ci altceva puneți pe locul întâi. Au în vedere societatea de astăzi. Tocmai la acestea se gândește și de acestea se preocupă. Închid paranteza, închid și excursul acesta pe care l-am făcut. Revin însă la darurile multiple pe care le-a dat Dumnezeu omului. Și simt de asemenea să spun că după Andronicon, după
cea mai frumoasă și completă universitate care a existat în istoria omenirii, adică după acea universitate pe care am avut-o noi aici, pe undeva în zona Slobozii, numită Andronicon, unde a studiat Herodot, care a scris de altfel pe mult și studiind aici, Universitatea Dacilor. Acum, există un curent obsesiv pe tema aceasta, care face, tocmai ca subiectul acesta sensibil și important, să alunece, să gliseze spre derizorii. N-or se poate. N-or se poate pentru că sunt niște ancore și niște adevăruri mult prea puternice pentru ca să le poate pune unii în derizor. Ei bine, după Andronicon, următoarea școală serioasă și de atunci încoace devin discutabil de care celelalte, a fost o școală de oratorie a lui Libanus. Știți probabil că această școală era atât de serioasă și atât de importantă, încât a fost legătoare și de Sfântul Ioan Gurdeau și de Sfântul Grigorie Dolou. Pentru ca Sfântul Ioan Gurdeau să se afle în școala aceea, Sfânta Antuza a înstrăinat toată averea pe care o avea. Și astfel înțelegem că școala nu era gratis și nici ieftină. Și Libanius avea ca preocupare în anul întâi, cu precădere, descoperirea de sine. Atât de importantă era școala aceasta, încât împăratul acela, știți care era pe vremea Sfântului Ioan Gurdeau? Iulian. Spun împăratul acela pentru că a fost anume cumva. A încercat 2 ani să intre în școala lui Libanius. Și atât de serioasă era școala lui și atât de serios Libanius cu școala lui, încât nu l-a primit împărat, doar pentru că era împărat. După 2 ani a reușit să intre, dar pentru că era prins cu tot felul de lucruri, după alți 2 ani l-a dat afară Libanius pe împărat. În școala aceasta, Sfântul Ioan Gurdeau avea să spună despre Libanius. Atât de puțin i-a trebuit să devină creștin. Iar Libanius avea să se rostească în multe rânduri. Dumnezeul acela al lui Ioan face ca el să strălucească uneori mai mult decât mine. Auziți? Marele Libanius recunoștea că Sfântul Ioan strălucea uneori mai mult decât el. În anul acesta de studiu, privind descoperirea de sine, printre cele pe care le viza Libanius, era și descoperirea darului profesiei. Pentru ca să știe spre ce să-l îndrepte pe cel care se înscrisese la școală. Avea teste în sensul acesta. Ce știm noi cu excepția faptului că acum când stăm noi de vorbă, adică în timpul acesta, a apărut ca o diversiune, o îndeletnicire care caută exact pe planul acesta să-i producă concurență duhovnicului. Căuciul. Auziți, nevastră? Căuciul. Și căuciul. Antrenor.
Dacă o să vă aruncați o privire în sensul acesta, pe materialele care circulă, veți vedea că printre primele chestiuni pe care și le propun ca studiu este tocmai aceasta. Descoperirea de sine. Descoperirea darurilor, numai că ei nu le numesc așa, pe care le au cei cu care se întâlnesc. De unde reiese cu atât mai mult că noi ar trebui să fim preocupați de asta și să descoperim harismele pe care le-a pus Dumnezeu în noi, nu interziu niciodată, să revenim la cele pe care ar trebui să le facem. Am exemple, am întâlnit oameni care, la 40 de ani, au schimbat sensul. Și au devenit net diferiți și, mai cu seamă, fericiți. Nu-i așa? Există un om în lumea aceasta care să nu-și propună să fie sănătos? Să izbândească în ceea ce face și izbândind să propășească? Cunoașteți pe cineva care nu are aceste trei deziderate? Nu-l cunoașteți, pentru că dacă l-ați cunoaște pe acela, cu siguranță n-ar fi sănătos. Ei bine, dar pentru ca să se împlinească aceste trei deziderate, omul are nevoie de patru mari împăcări. Prima împăcare este cu Dumnezeu. Care constă în descoperirea învățarea și acceptarea normelor, regulilor și legilor pe care ni le-a lăsat Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme, pentru ca traversarea aceasta noastră pe aici să ne fie lesnicioasă. A doua împăcare este cu noi înșine, cu sine. Care presupune ceea ce am spus mai devreme, descoperirea de sine. Apoi, în următorul pas, schimbarea minții, metanoia, înnoirea minții. Adică să dobândim acea minte duhovnicească, pentru ca să le putem înțelege pe cele duhovnicești și pe cele dumnezeiești. Pentru că atâta vreme cât vom rămâne în stadiul minții noastre lumește, alcătuită lumește, nu le vom putea înțelege decât aproximativ pe cele ale lui Dumnezeu. A treia împăcare este cu aproape. A centrat legea cea nouă, porunca aceasta fundamentală, pe iubire, spunând, se iubește Domnul Dumnezeu din toate ale tale, pe aproapele tău, ca pe tine însuți, și pe vrăjmași. Pentru ca nu cumva, rănindu-ne cu ura, să pierdem șansa la iubire. Pentru că iubirea cu ură se hrănește. A patra împăcare este împăcarea cu lumea. Dar nu cu lumea, așa cum o găsim scrise uneori la Sfântul Părinților, de sensul de păcat,
ci cu lumea, în sensul de integralitatea zidirii lui Dumnezeu. O să trecem repede, pentru că asta nu era în planul grăirii din seara aceasta. Dar prea a venit vorba pentru ca să pot să trec peste ea. Cu atât mai mult, cu cât probabil că unii dintre voi n-ați fost la acele întâlniri unde am grăit peste asta. Să vedem care sunt roadele acestor împăcări. Repede. Împăcarea cu Dumnezeu este generatoare de pace. Pentru că de fiecare dată când ne îndreptăm către Dumnezeu, așa zice, cu pace, cu înțelegere. Și Dumnezeu nu se adresează nouă tot din această perspectivă. Zice, pace vouă. Și apostolilor, când a trecut prin ușile încuiate, tot asta le-a zis, pace vouă. Este un Dumnezeu așadar al păcii. De unde le iese ceea ce mulți dintre Sfinții Părinți spun, mai mare decât toate, este pacea. Deci dacă aceasta o pierdem, știm cu toții, nici celelalte nu stau în picioare. Cam toate se clate. Împăcarea cu noi înșine, prin acea descoperire de sine, și vom ajunge noi poate că în seara asta, la un moment dat, să vorbim despre un capitol foarte important numit dragostea de sine. Descoperirea de sine este generatoare de tihnă. Pacea presupune împăcare, tihna presupune așezare. Spun asta pentru că din seara asta mai departe nu e așa că atunci când veți întâlni un om pe care îl veți constata că nu are pace, veți ști că în relația lui cu Dumnezeu este ceva inadvertent. Și nu e așa când veți întâlni un om care nu este așezat între lui foarte bine, veți înțelege cu ușurință că omul acela este într-o stare de conflictualitate cu el însuși. Unde este această conflictualitate? Sigur că numai cunoscătorul de suflete va putea să descopere. Numai cel care lucrează în nevăzutul acesta va putea să știe unde este conflictul. Împăcarea cu aproapele este generatoare de dragoste. Iată de ce devine atât de importantă. Și iată cum atunci când veți întâlni un om care nu are dragoste, veți ști că el este într-o stare de conflictualitate în general cu aproapele. Dar deschid o scurtă paranteză și aici. Cine este aproapele nostru? Este cel cu care călătorim strâns în metrou, lângă noi? Este cel cu care dormim în pat? Este cel care ne-a dat viață, tatăl sau mama? Da, sigur. Pot fi aceștia, poate fi oricare dintre aceștia, dar adesea nu sunt. Și pentru asta, iată exemplu. Un copil de 5-6 ani, în fiecare seară, încasează de la tatăl lui care se întoarce acasă, bea câteva palme, asistă la scena spargerii farfuriilor, înjurăturilor și păluirii celor care iese în cale, culcându-se în fiecare seară cu obrăjorii scăldați în lacrimi. A doua zi dimineață însă, când pleacă spre școală, întâlnindu-se cu vecinul lui de apartament, vecinul îi pune un comandat și zice, ce faci, ce vrei, la școală? Nu o să trebuiască să vă spuneți cine este aproape de copilul acela. Pentru că n-am spus. Dar vom înțelege cu ușurință fiecare. Și am folosit exemplul cel mai puțin reprezentativ. Aproape din zona fereacurilor. Și totuși,
Dar dacă l-am socotit pe aproapele nostru și l-am cântărit din alte perspective, cu alte cântare, vom înțelege că acesta, cel mai întâi de toate, să ne iubească pentru ca să ne recunoaștem că e aproape de noi. Și să simțim că ne iubește adevărat. Celălalt împăcare cu lumea, cu toată zidirea lui Dumnezeu, este generatoare de bucurie. Nu vedem noi că una dintre marile probleme, imediat după criza de dragoste din lume, este tocmai criza de bucurie? E o lume secătuită de bucurie. Pentru că scopurile ei majore sunt altele decât să relaționeze cu zidirea lui Dumnezeu. Cine și când a mai avut timp să descopere că pe jos umblă un șir de furnici? Nu mai descoperim nici lucrurile acestea mari, păsările, cerul. Nici cerul nu mai vedem. Toate acestea pentru noi le-a făcut Dumnezeu. Și pe el, pe furnicuții. Tot pentru noi le-a făcut. Căci să ne gândim așa, întreagă, cum ar fi, dacă călcând din neatenție o furnică, ar veni Dumnezeu și ar recupera cu cea furnică. Și în felul acesta ne s-ar arăta. Nu știu ce să fac toată furnica de aceștia. Dar ia ce nu știu acest. Și fă nu la sfârșit din zilele lor. Căci nu mai am ce vrea acolo. Nu e așa ca nu aș atunci. Definiția dragă. Înțelegând că n-am de acceptată să ne evităm nicio lucru acela vin și că în felul acesta nu ne-am aplaudit, urcând de credință din perioada de medievală, însușit de Maria Tănase, mult iubit de noi, în forma pe care ea ni l-a prezentat, cât de cu fiind nedefinit acolo în Dumnezeu. Zice, precum știți toți, că furnica din furnică la trup mare, la cap mică, se târăște sub pământ, dar tot se ține de cuvânt. Ei bine, în medieval, nota bene, versurile acestea aveau în centrul lor cuvântul scris cu ce mare? Pentru că următorul vers zice, dar voi oameni botezați, și aici e cheia care ne spune că de aceea era scris cu C mare. Dar voi oameni botezați, de cuvânt din nou cu ce mare sunteți lăsați. Vedem asta cu ușurință. Știu unde să se ducă furnicile și știu unde să se întoarcă. Știu ele. Fără GPS. Ca și păsări. De unde știu unde să se ducă? Și să se întoarcă fix unde trebuie.
uneori mii de kilometri, mai ales chiar în perioada aceasta, cele migratoare. Pentru că, spre deosebire de noi, ele, care aparțin zidirii lui Dumnezeu, pe care ne referim atunci când zicem lumea, ele au o relaționare și o învoire cu Dumnezeu completamente diferită decât a noastră. Noi știm noi, facem noi, gândim noi. Diferența s-ar putea vedea și prin aceea că nu cred că ați văzut niciodată un meeting al rândunelelor care să revendice lipsa cuiburilor. Sau a pipalacilor că nu au suficiente boale și că vine iarna. Dar noi suntem sub semnul acesta. Dăm. Făm. Adun. Dacă nu cu insolență și cu impertinență față de Dumnezeu, atunci față de diferite organe și organisme pe care ne-am creat pe aici. Pe lume. Princip divin ne-a făcut Dumnezeu. O spune psalmistul David. Zice, căci voi Dumnezei sunteți și fiii celui preanalt. Princip divin care va să zică din os de domn al tuturor domnilor. Așchi din Dumnezeu suntem. Iar noi ne purtăm pe aici ca niște cerșitori. Adesea să mai uitați. O fi drept? Ne-o fi bine? Închid paranteza aceasta. Cățica asta face obiectul unei alte discuții mai ample. Noi însă ne întoarcem în abrupt la tema noastră. Și anume la truisme. Am zis despre har, am zis despre harisme. Să zicem și despre truisme. Truismele acestea nu sunt altceva decât niște adevăruri evidente, unele mai mari și mai importante, cum ar fi Sfinții lui Dumnezeu. Păi, cum ar putea fi Sfinții decât ai lui Dumnezeu? Nu? Harul Duhului Sfânt, Maica Domnului sau alte truismele, alte truismele obișnuite. Cerul senin, omul acela înalt, arătând spre omul acela înalt și spune lucrul acesta. Omul acela înalt. Lacul albastru, lășelul copilor, etc. Cum se pervertesc unele truisme, mai ales în plan duhovnicesc, vom vedea un pic mai încolo. Și veți înțelege atunci de ce le-am pus pe acestea la oaltă. Harul, harismele și falsele truisme. Pentru ca să ne putem descoperi pe noi înșiși, pentru ca să putem să lucrăm pe cele trei mari deziderate despre care am vorbit mai devreme, adică pe sănătate, pe izbândă, pe propășire, pe cele patru împăcări fără de care cele trei deziderate nu se pot împlini, ar fi necesar, musai, să înțelegem câteva lucruri la care poate că ne-am gândit, dar nu de ajuns spre a le înțelege și mai înseamnă spre a le prețui. Cum face oare vrăjmașul de poate să-și pună în aplicare planul lui Viclean spre a-l desfința pe om.
desfințarea presupune golirea omului de tot ceea ce a pus Dumnezeu viu în el. Cum face vrăjmașul asta? Punând în operă, în lucru, trei deuri. Primul de vine de la desdumnezeire. Al doilea de vine de la dezumanizare. Și al treilea de vine de la demonizare. Pentru că la primul doi de vom reveni dintr-o altă perspectivă pe parcursul discuției noastre. Aș vrea să dezvoltăm întâi și să înțelegem în ce constă demonizarea. Presupune că prin tot ceea ce face diavolul în procesul de dezumnezeire și dezumanizare, caută să-l locuiască pe om pe diferitele lui pariere sufletești. Mai întâi am să mă opresc la ideea de locuire. Este ca și în situația alcoolului. La început, omul consumă o anumită cantitate de alcool și acesta îl locuiește într-un fel. Pentru că dacă va continua și va consuma o cantitate mai mare de alcool, alcoolul îl va înlocui pe om. De aceea am văzut în nenumărate împrejurări, sau am auzit, dacă n-am văzut, ce se întâmplă cu cei care întrec măsura consumului de alcool. Aici însă, lucrurile sunt total diferite. Zicem acolo că îl locuiește întâi pe toate palierele sufletești. Așa cum trupul omenesc are mădularele lui, picioarele, mâinile, gâtul, la fel și sufletul în nevăzut are mădularele lui. Știți care sunt mădularele sufletului? Mintea, inima, dar nu inima organ biologic, ci inima aceea nevăzută responsabilă cu simțirea, cugetul, rațiunea și conștiința. Acestea sunt cele cinci mădulare sufletești. Pe aceste paliere caută diavolul să pătrundă și să-l locuiască pe el. Pentru că în felul acesta, locuindu-l, atunci când va ajunge să-l locuiască în totalitate, așa cum vom vedea, îl va înlocui pe om. Să mergem la primul de întoarce la dezdumnezeire. Cu aceasta începe. În ce constă dezdumnezeirea omului? Diavolul împătimește pe om punând în locul virtuților patimile, astfel ca faptele omului să fie o rușine înaintea Domnului. Mai cu seamă faptele cele mari. Care sunt faptele cele mari ale omului? Faptele cele mari sunt rugăciunea și dragostea. Oameni, ceea ce grăim noi, ceea ce punem pe ecranul acela, nu înseamnă altceva decât o sinteză a învățăturilor Sfinților Părinți. N-avem pasiune de la noi. Nu descoperim noi, așa cum nici știința nu descoperă nimic. Știința, prin tot ceea ce descoperă, nu face altceva decât să afle ceea ce Dumnezeu făcuse de mult timp înainte. Nu-i așa?
toate descoperirile ei nu sunt altceva decât niște mirări față de cele pe care Dumnezeu s-a pus. Căci dacă a fost acolo, cum le-a făcut descoperirea? Ce a făcut să descopere? Faptele acestea mari pe care diavolul le fură și le întinează omul. Nu vedem noi cât de complicat este atunci când rostim o picătură de rugăciune. Pe de-o parte, atunci se întâmplă să sune telefoane, să bată cineva la ușă, să aibă nevoie de noi, sau mintea noastră, care este interschimbabilă cu inima, adică fiecare gând este simțit și fiecare sentiment este gândit. Asta înseamnă că sunt interschimbabile cele două organe sufletești, cele două mădulare sufletești. De aceea, un om mai puțin înduhovnicit nu va ști în anumite momente ce face el mai mult. Simte sau gândește? Puteți dumneavoastră acum să verificați, punându-vă această întrebare, ce fac eu acum? Simt mai mult sau gândesc mai mult? Pentru ca să aveți răspunsul, dacă operați cu mintea dumneavoastră sau operați cu inima dumneavoastră. Pentru că altminte, mintea, care este un organ hălăduitor, umblător, îi dă de lucru ceva inimii și pentru că omul nu știe că nu sunt gândurile acolo, ci sunt niște sentimente pe care le vântură mintea, le vântură inima, mintea o taie pe unde știe ea. Și din hălăduierile minții, ea nu se întoarce niciodată cu mâna și cu trăistuța goală. Tot timpul vine cu ceva. Cu o amintire pe care le are cu altceva, cu un gând pe care îl roșetează cu altceva. Și în felul acesta te trezești după un ceas ca aproape nimic din ceea ce ai citit acolo. N-a rămas și n-a înțeles. De ce? Pentru că la minte și asupra minții diavolul poate opera, are acces acolo. Cum? La nivel de gând, trimite câte un gând. Mai departe n-are acces. Slavă Domnului! Dar dacă noi ne învoim cu el la nivelul minții și primim un gând de-al lui, și gândul acela trece mai departe la cuget, care este următoarea treaptă, în felul acesta se cheamă că el are o ascendență oarecare acolo. Că un gând al lui a intrat la lui. Și dacă gândul acela trece mai departe și de cuget, pentru că cine știe dacă noi n-am lucrat pe cuget așa cum se cuvine, trece mai departe la rațiune. Și s-ar putea să ne întineze și rațiunea. Deci numai în felul acesta poate pătrunde el în sufletul nostru. Trimițându-ne un gând spurcat, noi primindu-l, învoindu-ne cu el, deschidem mai departe celelalte trepte, aș zice așa că mintea ar fi ca o, am spus în unele împrejurări astea, mintea ar fi ca o pungă de țiței subteran. Dar noi nu ne putem duce să luăm o găleată de țiței și să punem în aurii și aurii să meargă. E nevoie ca țițeiul acela să treacă prin la finim. Așa e și aici. Un gând, pentru ca să ajungă să fie un făptuit,
să treacă prin celelalte rafinerii, adică să treacă prin prima rafinerie, prin cuget. Cugetul are cu 72 de facultăți, adică de trebuie de făcut. Dintre care, una dintre ele, am zis că se ocupă cu niște chestiuni foarte simple, adică să selecteze gândurile bune de gândurile rele. Și pe cele rele să le selecteze și să le... Ce se facă? Elimine. Să le elimine. Iar pe cele bune să le trimite mai departe la următoarea rafinerie, care este rațiunea. Omul ființă rațională. Și aici omul. De asemenea, rațiunea are și la vreo 45 de facultăți. Între care una este aceea de a primi gândurile cele bune de la fuge și să vadă care din aceste gânduri bune sunt făptuibile și care nu. Că de asemenea, în discuțiile pe care le port pe această temă, spun acest, mă folosesc de acest exemplu. Nu e așa că, de exemplu, copiii au tot felul de gânduri bune, pentru care unul dintre ei vrea să le facă mamelor lor palate. Nu e un gând bun acesta? Numai că atunci când va crește, dacă rațiunea lui va fi una sănătoasă, va înțelege că e un gând bun, dar nu este un gând realizabil. Și atunci rațiunea asta face. Selectează gândurile bune realizabile de gândurile bune nerealizabile. Următoarea rafinerie, care am zis că este, conștiința este și ea are mai puțin două facultăți. Una, de a păstra legătura cu Dumnezeu. Este organul care păstrează legătura cu Dumnezeu. De aceea și aflăm în unele situații cum că acest organ nu ajunge. Ea păstrează toate detaliile noastre existențiale, tot firul vieții noastre. Și de aceea, pe la ea trec și gândurile care au trecut pe la rațiune, gândurile realizabile. Și pune în mișcare și ea această facultate, a doua pe care o are, de a le pune în ordine pe aceste gânduri realizabile. Căci nu le putem realiza pe toate odată, așa? Avem nevoie de o prioritate. Cum ne-am ajuns la... la paranteza asta? Că vorbeam despre altceva. Într-un fel anume. Cum am ajuns la el? Cum am ajuns să vorbim despre organele sufletești? Acum trebuie să vă fac o mărturisire. Aceasta este o tehnică, știți? Pe care poate pentru cine știam să scap. Deschid paranteze și verific auditorul dacă nu e cum spuneți. Palierele sufletului. Palierele sufletului. Sigur că da. Vorbim despre palierele sufletului. Pe acestea pe care le întinează vrăjbașul. Nepăsare de existența lui Dumnezeu, de faptele cele mari și de mântuirea omului. Dezumanizarea presupune pierderea chipului dumnezeiesc, adică pierderea tuturor însușirilor care țin de dragoste, Dumnezeu fiind în esența sa, dragoste. Poate că tocmai de aceea Dumnezeu cu Pavel, pentru ca să ne amintească
nouă că suntem așchii lui Dumnezeu, ne-a lăsat ca un testament mare și important definiția dragostei la 1 Corinteni 13. Cred, sunt convins că o știți cu toții. O vom desfășura însă încă o dată pentru ca să ne oprim la fiecare atribut în parte. Aceasta este atunci când vrem să ne convingem dacă suntem în dragoste, dacă am lucrat așa cum se cuvine pe dragoste. Să ne ducem și să desfășurăm toate aceste atribute. Iar dragostea de lume pe dragoste este binevoitoare. Nu pipește, nu se lasă, nu se cufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută la lăsare, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu vom trece mai departe, pentru că aici trebuie să fac un mic popas. În cele peste 170 de ediții biblice, găsim textul acesta aici, în felul următor. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Mulți teologi recunosc că cea mai bună variantă tradusă vreodată este Biblia tradusă de Sfântul Ieronim, cunoscută sub numele de Vulgata. Greșit așa. Nu Vulgata, ci Volcata. Volcata care vine de la limba lupilor. Nu? Lupul este volc, limba lupilor, în care a tradus Sfântul Ieronim, zice așa, cum e aici, nu se bucură de dreptate, cât se bucură de adevăr. Pentru că, nu e așa? Cum am putea să suspectăm dragostea că ar putea să se bucure de nedreptate? Și mai mult decât atât, textul așa, nu se bucură de dreptate, cât se bucură de adevăr, spune că acolo unde este adevărul, sigur este și dreptatea. În vreme ce acolo unde este dreptatea, s-ar putea să lipsească adevărul. Vedem noi asta mai cu seamă în zilele noastre și mai cu seamă într-un domeniu care tocmai cu asta se ocupă. Cu împărțirea dreptății. Câte vreme operează în chip subiectiv cu dreptatea, adevărul poate lipsi și vedem că în atâtea rânduri a și lipsit de acolo. Pe câte vreme textul corect nu dă voie la o astfel de eroare. Dragostea se bucură, nu se bucură de dreptate, nu caută careva să se bucure de dreptate, ci, și zice textul, cât se bucură de adevăr. Pentru că bucurându-se de adevăr, repet, acolo unde este adevărul, va fi sigur și dreptatea. Este limpede și explicit? E, nu rămâne decât eu întâi și dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să ne nădăjduim că va veni un exeget care va face această corecție. Și altele ar mai trebui făcute. Dar nădăjduim că pe aceasta măcar să o facă, ca să ne bucurăm de text așa cum se cuvine. Toate ne suferă dragostea, toate ne crede, toate ne nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea, zice, nu cade niciodată. Ce reiese de aici dacă e să luăm în ordine inversă și ne vom opri un pic mai detaliat asupra acestor atribute? Că dacă protopărintele nostru Adam ar fi avut ca reper dragostea și s-ar fi acuit în dragostea lui Dumnezeu, n-ar fi căzut niciodată. Înșelarea lui
pe poarta asta a venit. O clipă e nevoie să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu. Și ca și Petru atunci în val, îndată ne scufundă. Dar noi ne raportăm la Dumnezeu bun, înțelegător, și ca și relația cu Petru, nu l-a judecat, nu l-a scuturat atunci, ci l-a ridicat din valuri și l-a întrebat doar atât. Pentru ce te-ai îndoit? Tocmai pentru ca și noi astăzi să înțelegem cât de importantă este îndoiala aceasta. Și cât de important devine totodată să luptăm cu ea. Am promis că ne oprim la fiecare atribut în parte, cât de un pic de asemenea. Cât de ceasul? 8 și 10. Până la 10. Nu o să spun chiar atunci, sigur. Dragostea îndelung rabdă. Mai întâi să ne oprim asupra verbului a răbda, care are două perspective de citire. A răbda cu sensul de a îndura și a răbda cu sensul de a aștepta răbdători. Răbdarea aceasta este socotită regina virtuților. Nu vedem noi astăzi că omul nostru tocmai asta nu mai are? Nu îndelunga răbdare, ci nici măcar răbdarea. Furându-i regina aceasta, vrăjmașul, i-a șterperit omului una dintre importantele cărămizi de la temelia alcătuirii sale. De la asemănarea sa cu Dumnezeu. Este binevoitoare. Ce bine că trăim în lumea aceasta atât de binevoitoare. Nu s-a cuvenit oare ca descoperind lucrurile acestea, să ne propunem noi pâlcul acesta și fiecare cu pâlcul lui de acasă, să devenim încă de mâine dimineață îndelung răbdători sau măcar răbdători și binevoitori. Orizontul așteptărilor noastre privind binele, nu are niciun temei câte vreme noi nu vom schimba. Câte vreme noi nu vom înțelege unde suntem și ce avem de făcut. Am spus la început și, repet, îmi propun să grăim în seara aceasta lucruri practice. Așa cum au fost cele 4 păcări, fie și trecând prin ele, așa cum au trecut. Așa cum ne oprim, pentru ca fiecare dintre noi să gândim și să înțelegem, poate puțin mai bine, dacă nu măcar diferit, ceea ce poate că altă dată nu s-a întâmplat când, în viteza cea mare cu care suntem obișnuiți, peste definiția aceasta, peste capitolul acesta atât de important de la Corinteni. Nu pismuiește! Nu vedem noi că asta este una dintre hibe? Nu vedem noi că nu poate să-și cumpere unul o mașină, că cel de alături își cumpără una și mai grozavă decât el, să strălucească și mai bine în parcare? Nu-i destul să fie 4x4, să fie dotată cu toate cele care nu au mai existat până azi? De ca și când spun adesea, urcușul nostru ar fi cu un 4x4. Full option.
Nu e aici cheia. Știm bine că nu e aici. Și mai cu seamă ar trebui să luptăm, e o chestiune de instrucții. Noi ar trebui să începem să lucrăm cu noi înșine și să eliminăm această neputință. Nu se laudă. Este a omului de astăzi și a copilului de mic până la bătrânii, înainte de plecare, laudă. Tot ceea ce întreprind, tot ceea ce fac, este pentru a obține laudă. Să ferească Dumnezeu să nu-L lauzi, să nu vezi ce a făcut. El a făcut. Uitați-vă numai departe decât în situația în care într-o familie vine prunc. Dacă se întâmplă să fie precum își dorește el, adică să fie în 90% din cazuri băiat, puțini, atât de puțini sunt cei care dau slavă Bunului Dumnezeu și laudă și înalță rugăciune, că ar trebui să-i căutăm ca de gen. Dar majoritatea, în dată, în care plângele cu șampanie, se duc la prieteni și eventual cu poza, cu tot ce băiat am făcut eu. El a făcut băiatul. Dacă ar fi numai asta. Dar cât de capete omul de la Dumnezeu în fiecare zi. Și unele funcționale clipă de clipă. Și nu-i aduce Dumnezeu nici măcar mulțumire, nu laudă așa cum ar fi firesc. Scăpând în felul acesta de povara cea mare și grea pe care și-o ia omul atunci când acceptă și-și caută laudele lui. Cea mai simplă formulă ar fi atunci când prietenii, rudele, colegii ne aduc o laudă, să o îndreptăm îndată către Dumnezeu. Ce lucru minunat ai făcut! Ce fular frumos ai tricotat! Slavă lui Dumnezeu, toate laudă lui. În clipa aceea, ai scăpat, ai ieșit tu de sub biciul acestei poveri și ai făcut și un lucru firesc și bun. Adică ai îndreptat lauda către Dumnezeu. Nu se trufește. Ce este trufia? Știți? Cum spuneți? Încă. Un fel de mândrie. Dar ce fel de mândrie? Știe cineva ce este trufia? Este situația aceea de suprasaturație cu slavă de șarpe. Ce este slavă de șarpe? Supra-saturația cu chelodoxină, cu slavă de șarpe. Aceea este trufia. Deci care va să zică este cel despre care în termeni populari, că știința populară a știut să dea definiții foarte spectaculoase în unele împrejurări în care știința a fost pușbe. Știința, învățătura populară zice umflat în pene. Uite cum se umflă în pene. Știți? Asta este definiția cea mai simplă a trufiei. Dragostea nu se poartă cu necuvință. De asemenea, îmi vine să zic. Nu trăim noi oare într-o lume plină de bună cuvință? Nu vedem noi lucrul acesta în toate
ale societății? Nu vedem noi asta mai ales la tinerii noștri? Dar și noi am fost acolo. Și noi la rândul nostru, cu necuvințele noastre. Am gândit aici un mic popas. La necuvință. De ce? Cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, respectiv prin 1993, m-am întâlnit cu o profesoară din Rusia, Valentina Matveeva. Și ne-am propus atunci amândoi să punem bazele unei școli pentru părinți. Ajutându-i pe părinți să înțeleagă ce se întâmplă cu pruncii lor încă din etapa de gestație, când sunt încă în burtica mamei. Apoi, în perioada aceasta atât de importantă, 0-6 luni, despre care majoritatea părinților nu știu nimic. Și pentru că golul acesta este încă, fiindcă statul nostru n-a avut nevoie de astfel de școală, și fiindcă un astfel de proiect are nevoie de o infrastructură și de o așezare serioasă pentru ca să poată funcționa, noi nu l-am putut face. Dar vrăjmașul a construit pe diferite direcții, începând cu cabinetele acele de planning familial, tot felul de situații în care îi învață pe părinți ce trebuie să facă pentru copiilor. Și pentru că mamele nu știu lucrul acesta, se duc în direcția aceea, neștiind că se îndreaptă către niște locuri unde n-ar trebui să ajungă. Adică te abat la niște uși care n-ar trebui să se deschidă. Caută ce n-ar trebui să caute și află de acolo lucruri care n-ar trebui aflate niciodată. Și din răul în care eram, iată-ne în tot mai rău. Din nefericire. Privind necuvința, am ales într-un film, Valentina s-a întors la ea acasă, eu am rămas la mine acasă și fiecare am făcut ce am înțeles că ne-a dat Dumnezeu de făcut în felul nostru. Printre cele pe care le-a făcut ea, a făcut și un film documentar. Un film documentar foarte bun, foarte interesant. Îl găsiți integral pe YouTube. Eu am ales de acolo însă ceva cu care să ilustrăm tocmai însemnătatea necuvinței. Am ales un fragment pe care și Valentina, pentru filmul ei, l-a împrumutat de la niște oameni de știință care au trudit ani de zile pentru ca să scoată la lumină un lucru îngrijorător. Văzând fragmentul acesta, nădăjduiesc că îl vom înțelege și înțelegându-l, vom duce mesajul la cei apropiați. Cu nădejdea că, mai cu seamă, tinerele din societatea noastră vor schimba direcția. Să vedem fragmentul acesta